Mulțumim, Andreea. Suceava a îmbrăcat straiele sărbătorii la târgul de toamnă cu produse tradiționale din Dulcea, țara Bucovinei. Acesta este unul dintre evenimentele care prind viață prin organismul de management al destinației turistice Bucovina, primul de acest fel înființat la nivel național. Târgul de toamnă, denumit Produs în Bucovina, prezintă oferta turistică a regiunii. Autoritățile locale au anunțat apariția organismului de management al destinației turistice Bucovina, primul organism de acest fel înființat la nivel național. Această nouă formă de organizare ar urma să faciliteze colaborarea dintre localități în vederea creșterii calității turismului, dar și o mai bună promovare a zonei. Meșteri populari, comercianți și reprezentanți ai destinațiilor turistice prezintă oferta lor turistică pe toate palierele. O zi de toamnă frumoasă la Suceava, deschidem târgul de toamnă Produs în Bucovina. Vă salut cu drag pe toți, vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să-i mulțumesc partenerului meu de cursă lungă, domnului primar al municipiului Suceava, Ion Lungu, pentru prezență, pentru organizare, pentru că ne-a primit aici în centru Sucevei. Locul Târgului Produs în Bucovina, Târgul de Toamnă Produs în Bucovina, este în centrul orașului. Avem aici posibilitate, este spațiu mai mare, mai larg. Mă bucur că văd atâtea căsuțe ale noastre. Oaspeții pot vedea cum se fac preparatele chiar sub ochii lor, fiind organizate mai multe demonstrații gastronomice care satisfac poftele celor mai pretențioși gurmanți. De la celebrele brânzeturi și produse din carne, până la noi invenții culinare, care îmbină diferitele tradiții culinare istorice din Bucovina. Pregătim turta râzeciului, pe care o asezonăm cu o pastramă de cerș, o pastramă de oaie la tandâr. În Bucovina am adus un astfel de gătit, gătitul la tandâr. Facem niște vase demonstrative, participăm la târgul de toamnă din Suceava. Deci asta este un cutrufe. Untul cutrufe este o chestie foarte simplă, este foarte ușor de făcut. Conține unt și trufe. Am venit cu cele mai bune produse tradiționale pe care le-am expus aici pentru toată lumea. Postul de televiziune Antena 3 CNN, partea Intact Media, organizează în cadrul proiectului România Inteligentă conferința națională Turism în Bucovina, 4 puncte cardinale: patrimoniu, spiritualitate, natură, gastronomie. Evenimentul are loc astăzi între orele 12 și 15 la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Foarte interesantă combinația de hai în Bucovina.